Vinerea Mare sau Sfânta Vinere este o zi de doliu pentru toți creștinii, care astăzi retrăiesc două dintre evenimentele cele mai importante și în același timp cu tremurătoare din istoria mântuirii, răstignirea Fiului Lui Dumnezeu pe cruce și punerea sa în mormânt. Astăzi se mănâncă doar pește fript sau ciorbă de pește și nu se muncește, doar se obsesc ouăle de Sfântele Paști. După obicei, în tradițiile noastre bătrânești, se face ouăle în uh, foile de la ceapă. Nu au existat înainte, pe vremuri, atâtea culori uh, și tot felul ca în uh, zilele astea. Deci, ăsta a fost uh, obiceiul să se fiarbă în frunzele de ceapă. S-au făcut numai de o, o culoare, care au vrut, ori făcut și mai multe culori. S-au făcut cu varză din aia E, albastră, să iasă culorile e, așa puțin în mov. Acestea sunt ouă fierte deja care o să le folosim la fiert cu culoare. o le băgăm în vopsea. Aia ce culoare frumoasă, limpede. oole cu vopsea deja le-am lăcuit. E, acum astea sunt din frunzele de ceapă. Așa cum ne-a învățat bunica să facem, așa facem și noi învățăm și copiii noștri, nepoții noștri.